Pesta porcină rămâne la granița de sud a județului Gorj, cel puțin deocamdată. Prefectul Ciprian Florescu afirmă că oamenii s-au speriat după ce o serie de mesaje false de avertizare au fost distribuite în spațiul virtual. Am ținut legătura cu majoritatea primarilor de pe zona de sud a județului, zonă care este în contact cu granița cu județul Dolj, acolo unde a apărut focarul de pestă porcină africană. Primarii știu ce au de făcut. În colaborare cu reprezentanții autorităților, și mă refer aici în mod special la Direcția Sanitar-Veterinară, la Inspectoratul Județean de Poliție și Jandarmerie, toți sunt, să spunem, pe poziție și sunt pregătiți să întâmpine situații deosebite. În acest moment, ceea ce este foarte important, nu putem vorbi de un risc crescut de apariția pestei porcine africane în județul Gorj. Din nefericire însă sunt câțiva indivizi pe care i-aș numi inconștienți, care rostogolesc fel și fel de informații false în spațiile virtuale și rezultatul este că cetățenii se alarmează și trec la măsuri care consideră ei sunt oportune în acest moment. Mă gândesc evident la faptul că deja au început să sacrifice exemplarele pe care le-au în ogradă, în speranța că vor putea beneficia de carne în preajma sărbătorilor, negândindu-se în fapt că dacă sacrifică aceste animale, nu rezolvă foarte mult. Sigur, vor lua carne, o vor congela probabil, însă lucrurile nu au o rezolvare la modul ăsta. Prefectul speră ca oamenii să respecte restricțiile pentru ca virusul să fie ținut departe măcar până de sărbători. Ceea ce vreau să se știe la nivel de județ este că din prima clipă de când am aflat de existența acelui focar la Dolj, am luat măsurile necesare pentru a evita potențiale transferuri ale virusului dinspre focar spre județul nostru. La câteva minute după ce am aflat informația respectivă, am luat legătura cu directorul de SVSA Gorj, am luat legătura cu inspectorul șef al jandarmeriei și cu locțitorul inspectorului șef de la poliție. S-au creat filtre pe intrările dinspre județul Dolj. Lucrurile deocamdată sunt sub control. Mai mult decât atât, zona de sud a județului nu este nici măcar considerată zonă de supraveghere, ceea ce înseamnă că riscul în acest moment nu există. E adevărat că ceea ce e valabil astăzi e posibil să nu mai fie valabil zilele viitoare, dar la momentul la care vorbim, riscul este scăzut. Așa că oamenii trebuie să stea liniștiți și aș face un apel la toți cetățenii și chiar la primari, chiar dacă am făcut-o și telefonic și în discuții directe, o fac și prin dumneavoastră, e bine ca primarii să meargă și să le explice cetățenilor că riscuri în acest moment nu există. Să sperăm că vom reuși să scăpăm, deși ați văzut evoluția acestui virus, el se extinde foarte repede și, din nefericire, e greu de stopat. În județul Dolj au fost sacrificați până în acest moment 15 porci.